Unul dintre cei mai bătrâni și mereu actuali idoli este fără doar și poate materialismul. Nu cred că există persoană, indiferent de categoria socială, care să nu simtă atracția, ispita legată de materialism. Este unul dintre cei idoli care a făcut efectiv istorie în civilizația antică sau contemporană. Ceea ce ar trebui efectiv să ne pună pe gânduri este puterea lui inepuizabilă de seducție pe care a exercitat-o de-a lungul mileniilor. Ce să mai zicem că după căderea comunismului, când s-au deschis posibilitățile și tentațiile spre vestul prosper, spre realizările la care priveam cu coada ochiului, fiecare dintre noi am trăit ce înseamnă sărăcia și lipsurile îndurate și provocarea, oportunitățile. E foarte greu să-i reziști, mai ales când îți îmbie cu atâta putere realizările altora. Oare cum l-am putea defini ca să-i înțelegem până la urmă felul în care se insinuează în viețile noastre? Probabil că ar trebui să plecăm de aici, de la ispita de a-ți căuta sau de a-ți găsi siguranța în ceea ce izbește privirile. Este această tentație a puterii pe care o exercită asupra simțurilor noastre. Probabil că rațiunea din spate ar putea fi următoarea. Viața aceasta are sens doar dacă mă bucur de o anumită bunăstare financiară sau materială. Ne putem testa interacțiunea cu tema aceasta și în alte domenii. Ne poate ajuta să descoperim noi idoli sau noi realități amenințătoare pentru viața și pentru sufletul nostru. Iată doar câteva lucruri care ar trebui să ne pună în gardă. Dacă pentru Fiul lui Dumnezeu a fost un pericol, o ispită și o amenințare, care trăia într-o armonie perfectă cu Tatăl Ceresc, cu atât mai mult pentru noi. Vă aduceți aminte că în ispitirile din Evanghelia după Matei, capitolul 4, una dintre ofertele celui rău este toate bogățiile și realizările acestei lumi, pe care Hristos le refuză, spunând Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Rugăciunea omului lui Dumnezeu din vechime, din Proverbe, capitolul 30, versetele 7 și 9, ar trebui să ne dea de gândit. Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Unu, depărtează de la mine neadevărul, falsitatea și cuvântul mincinos. Observați condiția obligatorie ca să ne putem apropiat de Dumnezeu și să trăim o viață plăcută, este această onestitate, deschidere cu privire la realitate. Și doi, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, foarte interesantă pendularea aceasta, dăm pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în bogăție să mă lepă de tine și să spun cine este Domnul. Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert sau să ne cinstesc numele Dumnezeului meu. Dacă ar fi să mai amintesc din Noul Testament doar ceea ce spune Apostolul Pavel cu privire la subiectul acesta, în Coloseni capitolul 3:5, cred că va fi suficient să încadrăm scriptural subiectul de astăzi. De aceea, observați seriozitatea cu care Pavel ne invită să ne aplecăm spre acest subiect. Dați la moarte mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este idolatrie.
Exact același mesaj este tradus din aceeași închisoare și către biserica din Efes cu o altă nuanță. Căci, să știți sigur, fără nicio îndoială, că niciun curvar sau necurat sau lacom care este un idolatru n-are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Prin urmare, concluzia lui G.K. Chesterton e necruțătoare. Am observat că materialistul, la fel ca nebunul, se află într-o închisoare. Închisoarea unui unic gând. Sunt de acord, e ofensatoare această comparație, această echivalare pe care o face. Însă vorbește despre înlănțuire, de încătușarea vieții interioare și despre obsesia previzibilă a gândurilor noastre. Să nu poți să te gândești la nimic altceva, să-ți domine viața, orizontul, lipsit de imaginație, ar zice Scriptura. Cred că lucrurile astea cu adevărat reprezintă o formă de nebunie care ar trebui să ne dea de gândit. Prin urmare, ideea de la care plecăm în explorarea acestui subiect e că nimeni, absolut nimeni, nu este imun în fața materialismului. Domnul Iisus ne învață că este o ispită reală și constantă. În al doilea rând, rugăciunea din Proverbe ne arată cât de greu este să-ți găsești echilibrul. Observi, dacă te confrunți cu sărăcia, cu lipsurile, tendința îi să fii ispitit de ceva, în momentul în care te bucuri de prosperitate, tendința îi să aluneci înspre altceva. Și observați cât de greu este să-ți găsești drumul, calea, care să-L onoreze pe Dumnezeu. Asta e foarte important să conștientizăm în viață, indiferent unde ne aflăm, există un anumit set de vulnerabilități care însoțesc parcursul nostru al fiecăruia, indiferent cine am fi. Și apoi, poate un element foarte, foarte important e că pofta ne dereglează până la urmă optica vieții și ne face să fim idolatri în cele din urmă. Pofta antrenează, după cum ați văzut, mult mai multe păcate rele în viața noastră. Materialismul nu iartă pe nimeni, bogat sau sărac, tânăr sau vârstnic, femeie sau bărbat, religios sau secular. Indiferent cine ai fi, ești expus, ești vulnerabil. Cine se poate considera imun în fața acestei tentații? Dorința legitimă pentru un trai mai bun, bunăstarea celorlalți, invidia, concurența, competiția, confortul și siguranța pe care ni le oferă, statutul social. Cum poți să reziști unei astfel de invitații? În urmă cu mai mulți ani mi-am salvat un articol cu privire la o statistică îngrijorătoare în țara noastră. Articolul se intitula "Tu știi ce face copilul tău?" Peste 100.000 de minori, la vremea aceea, au părinții plecați la muncă în străinătate. O realitate pe care mulți români încă o trăiesc și o experimentează. Ar trebui să tresărim la gândul că s-a produs o mutație la nivel cultural în societatea noastră post-decembristă. Copiii noștri s-ar putea să perceapă că singurul lucru care contează pentru lumea în care trăim e banul, bunăstarea. Lucrurile nu sunt atât de simple. Ce variantă îți rămâne până la urmă? Sărăcia, rușinea, umilința, dezamăgirea că nu te-ai luptat și n-ai făcut ceva pentru copiii tăi? Lucrurile nu sunt simple deloc. Ce decizie să iei într-un astfel de peisaj? Dar ce-i de făcut cu adevărat? Oare cum ar suna această ispită pentru cei care trăiesc alături de familie într-un context urban? Iată cum ar suna o variantă. Un bărbat angajat la o multinațională care muncește din greu între 12 și 14 ore pe zi. Încet, dar sigur, accede pe scara socială. Soția îl încurajează să o lase mai moale și să petreacă timp și cu copiii și familia. Refrenul vieții lui devine:
voi avea mai mult timp peste 6 luni. Când se vor mai liniști lucrurile? La urma urmei, pentru ei fac toate acestea. Într-o noapte, o arteră se blochează. Observați șocul pe care ți-l aduce în momentul în care te trezești în fața unei realități care nu-i străină de viața noastră, nu-i ceva ipotetic care îți foarte puține șanse să ți se întâmple în viață, ci este una dintre ispitele civilizației actuale în care trăim. Mantra cu care ne justificăm comportamentul, ceea ce fac, nu fac pentru ei. Observați cât de greu este să decriptezi, să înțelegi ispita în adâncul inimii ca să poți lua măsurile de rigoare. Materialismul rămâne veșnic seducător pentru că ne oferă iluzia securității și controlului. Să te simți cumva protejat în fața zilei de mâine. E foarte greu să reziști acestui lucru, mai ales că ele vin cu această dorință de a ajuta, de a asigura, de a te lupta pentru copiii tăi, pentru cei care vin după tine. Lucruri care sunt absolut normale. Și ceea ce am învățat și în mesajele precedente despre idolatrie e această complicitate. Trebuie să detectezi cu mare atenție, trebuie răbdare ca să vezi reverberațiile personale pe care le trăiești. Discuția despre acești idoli moderni e complicată de anumite bruiaje interne. Frica pierderii controlului în viața copiilor tăi te face să apelezi la noi măsuri ca să-ți asigure controlul, protecția asupra lor. Poate că neîmpăcarea cu sine te poate arunca într-o căutare obsesivă ca să-ți primești cumva validarea din exterior de la ceilalți. Cine are, înseamnă că știe cum să se descurce în viață. Materialismul se hrănește din ambițiile și frustrările noastre. Aici e complicitatea internă pe care fiecare dintre noi o trăim. Sunt anumite neîmpliniri, anumite visuri sfărâmate și îs lucruri care ne vor da bătaie de cap. Nu pot să nu mă întreb, privind în urmă la victimele pe care le-a făcut, în ce constă puterea lui de seducție? Iată puterea de seducție a lucrurilor materiale. Sunt câteva lucruri simple care ne vor ghida în a putea identifica pericolul, primejdia pentru sufletele noastre. Primul rând, acceptăm mult prea ușor sugestia că încă puțin ne va fi de ajuns. Aici e păcăleala. Încă puțin și vom fi fericiți. Vom ajunge acolo unde ne-am dorit. Unul din textele clasice în Evanghelie este cel cu tânărul bogat. Găduiți-mi să vă citesc câteva cuvinte, Marcu 10 de la versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu ucizi, să nu comiți adulteri, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el. L-a iubit și a zis: Îți lipsește un lucru. Sunt convins, încearcă să te pui în pielea lui. Mi-ar fi captat atenția lucrul acesta, să se uite în ochii mei și să-mi spună, să spună unui bogat că îi lipsește ceva. Ce urmează, nu știu câți dintre noi am îndura cuvintele următoare: Du-te, devinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Plin de bucurie, mâhnit, îndurerat, zdrobit de aceste cuvinte, omul
a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Tensiunea insuportabilă este întreținută de următoarele detalii. Cuvântul drum, cale, suprapune geografic și spiritual două realități. Hristos era într-o călătorie geografică, dar drumul lui mergea la cruce. Și le reamintește ucenicilor, celor care vin după el, de la capitolul 8, în momentul în care se adresează ucenicilor și oamenilor, dacă voiește cineva să vină după mine. Lui Hristos îi stă în față o cruce. Și orice persoană care se pretinde în lumea asta că îl urmează, că îi dă crezare, ar trebui să-i dea ascultare. Hristos nu face rabat, nu are un dublu mesaj, unul pentru ucenici și un altul pentru cei care îl urmează. Același tratament salvator îl propune acestui om care era în căutarea mântuirii, a soluției salvatoare cu privire la această lume. Faptul că a alergat, a căzut în genunchi și l-a întrebat, ne arată o preocupare sinceră sau credeți că încearcă să-l flateze? Practicarea cu devotament a poruncilor încă din tinerețe ne arată seriozitatea din punct de vedere moral cu privire la lucrurile despre care vorbim. Faptul că Iisus se uită la el cu afecțiune și cu iubire îmi arată grija, interesul real pe care Hristos îl demonstrează încă o dată, indiferent de persoana care vine, care îl caută, care îl abordează. Ne alertează acea privire țintă și diagnosticul deranjant pe care Mântuitorul îl pune în dreptul acestui om. Îți mai lipsește ceva. Și exact lucrul ăsta putea să-l salveze. De ce era acolo? Dacă nu ducea lipsă de nimic, dacă nu îi lipsea nimic în lumea asta, ce căuta acolo Hristos? Înseamnă că undeva în adâncul sufletului el bănuiește vag. Ei, lucrurile astea contează în viață. Întotdeauna lasă-le să te însoțească, să te conducă în direcția care se poate dovedi salvatoare. Am o curiozitate, nu știu exact ce s-a întâmplat cu acest bărbat, dar îmi doresc tare mult ca după supărarea asta să revină, să trăiască acel zbucium, că nici cum nu poate să-și umple golul acela al inimii. Întrebarea ei, acceptăm provocarea Mântuitorului? Eu nu cred că textul acesta învață, unii au încercat să promoveze la nivel universal o sărăcie universală pentru toți oamenii. Dar sunt cazuri în care un tratament de felul acesta salvează vieți. Și în cazul de față, eu cred că asta l-ar fi salvat, l-ar fi ajutat, l-ar fi scăpat. Cineva mărturisea la un moment dat cât de alunecoasă îi calea asta a prosperității, să ai sentimentul ăsta că nu există lucru pe care să nu ți-l poți permite în lumea asta. Cât de periculoasă este această mentalitate în lumina fragilității pe care o trăim fiecare dintre noi. Și într-o clipă, un atac de cord, o veste, ceva, te poate da peste cap. Problema e că ajungem să ne mințim pe noi înșine că încă un pic și va fi de ajuns. Eclesiastul o recunoaște. El însuși, confruntându-se cu o problemă de felul acesta. Uitați ce observă în capitolul 4:8. Un om este singurel. N-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăcere. Și aceasta e o deșertăciune și un lucru rău. Observați cât de realist, cât de decupat din realitate îi până la urmă tot ceea ce zice Scriptura. Un al doilea lucru care să ne ajute în a putea descoperi puterea de seducție a materialelor. Acceptarea ne diminuează, ne subminează, ne dislocă până la urmă încrederea, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Aici e problema. Cu cât te bucuri mai mult de această siguranță, cu atât, cum zice cel care scrie în Proverbe, în rugăciune, cine-i Domnul?
mâinile mele, puterea mea, am reușit în viață, am muncit, am trudit. Și paradoxal, sunt lucruri parțial adevărate, valabile, e normal, cu toții ne comportăm în felul ăsta. Avertismentul lui Dumnezeu din Deuteronom capitolul 8 răsună, pentru că poporul lui Dumnezeu chiar traversează toate etapele astea. Și perioada din pustie, și Dumnezeu îi avertizează cu privire la prosperitatea din țara Canaan. Ai grijă când vei ajunge acolo și vei fi binecuvântat să nu uiți, să nu zici și după aia să dai deoparte cu Dumnezeu. E șocant în acel diagnostic care s-a înfăptuit cuvânt cu cuvânt în viața poporului Dumnezeu următoarea realitate. Bunăstarea aduce uitare. Uitarea, aroganță. Iar aroganța, disoluția încrederii în Dumnezeu. În momentul în care ai impresia că prin puterea ta ai realizat tot ce ai realizat, ești într-o mare primejdie din punct de vedere spiritual. Un articol scris în Statele Unite de către o doamnă cu privire la societatea prosperă a vestului e brutal de onest. Merită, îngăduiți-mi să vă citesc câteva cuvinte. Dintre toate subiectele de care am devenit obsedați, succesul e cel cu privire la care ne mințim cel mai mult. Că succesul împreună cu banii ne vor oferi securitate. Că succesul și puterea ne vor face să devenim cineva. Că succesul și faima ne vor face fericiți. A sosit momentul să spunem lucrurilor pe nume. De ce în generația noastră cei mai inteligenți, cei mai talentați și cei mai de succes oameni flirtează cu dezastru în cifre record? Păi, oamenii fac tot ceea ce le stă în putință să obțină bani, putere și glorie și apoi autodistrugere. Poate că nu le-au dorit de la bun început sau nu le-au plăcut ceea ce au văzut atunci când le-au obținut la final. Cuvintele astea șocante pentru că îți arată că în viață nu ești convins până nu simți repercursiunile unor alegeri pe care le faci. Că trendul social, vraja asta care se aruncă asupra noastră, e destul de greu de rupt și de răzbătut prin ea ca să ajungi la liman. E foarte greu să rupi vraja seductivă a mediului în care te afli, a neîmplinirilor personale și a inerției cotidiene. Ne mișcăm într-o inerție, anumite obiceiuri pe care le avem. Trebuie să alergi, să lupți pentru casă, pentru familie, pentru toate celelalte. Și acest cumul de factori creează o așa presiune asupra noastră. Acest idol al materialismului poate avea multe chipuri. Statut social, prestigiu, putere, securitate, o viață decentă. Toate etichete cât se poate de valide cu privire la subiectul pe care îl discutăm. Iată o întrebare provocatoare pentru mine. Să fie siguranța zilei de mâine sau securitatea financiară ceea ce mă împiedică să mă încred 100% în bunătatea exclusivă a lui Dumnezeu? Tratamentul oferit de Hristos la prima vedere pare a fi unul barbar. Îți lipsește un lucru, du-te, devinde tot. Cum să-i spui așa ceva unui om? Lucru care l-ar fi ajutat cel mai mult să iasă din înlănțuire, observați, e lucru cel mai greu de efectuat în momentul de față. În urmă cu câțiva ani, dacă vă mai aduceți aminte, Jerry Root a predicat la noi. Și la un moment dat, în predicamintea, există o dezbatere teologică cu privire la păcatul adamic, la rădăcina răului în lumea noastră. Și unii văd că e vorba de egoism, alții că e vorba de aroganță. El a făcut o observație care mi s-a părut extraordinară. Și spunea că rădăcina problemei este neîncrederea noastră în iubirea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Faptul că trăim o teamă care ne reține, care ne împiedică, care ne blochează accesul în acea încredere care se poate dovedi salvatoare. Și o a treia observație cu privire la puterea de seducție
a celor materiale, îi, până la urmă, rădăcina problemei, îi pofta nebună de iubire care ne dereglează până la urmă percepția vieții. Dacă suntem atenți, Hristos în discuția, în intervenția în fața acestui om care îl caută, tânărului bogat, lasă pe din afară două porunci. Prima și ultima din Decalog. Prima are de-a face Domnul Dumnezeu este singurul domn, să n-ai alți Dumnezei, și ultima să nu poftești. De ce le lasă pe din afară? Putea începe cu ele ca să identifice mult mai clar problema din viața acestui om. Lăsându-le pe din afară, nu face decât să îi atragă atenția și să ne atragă atenția asupra problemelor care contează în peisaj. De unde se poate repara o astfel de ispită legată de materialism. În scrierile lui Augustin se profilează o temă esențială care instituie mecanismul de funcționare al sufletului. El folosește două cuvinte care definesc atât forța magnetică spre cele materiale, cât și spre cele spirituale. Cele două cuvinte sunt cupiditas și caritas. Prin cupiditas, omul a aruncat zarurile care îl fac pieritor. Prin caritas, al cărei obiect e veșnicia, omul se preschimbă pe sine într-o ființă veșnică, nepieritoare. Fiecare este după cum îi este iubirea. Atât de mult îmi plac cuvintele astea lui Augustin. Fiecare este după cum îi este iubirea. Ce iubim până la urmă? Asta e întrebarea care ne ajută să ajungem la rădăcina problemei. Este acea afecțiune deturnată, bolnăvicioasă, care ne alipește de materie, de posesiuni și se pierde legătura profundă după care tânjește până la urmă sufletul nostru. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și doar în El și în relație cu El, viața noastră va găsi împlinire. 1 Ioan capitolul 2, 15 la 17, bătrânul Ioan la sfârșitul vieții și avertizează comunitatea din Efes cu atâta tandrețe: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Crezi lucrul acesta? Te poți încrede din toată inima în iubirea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu? Cred că Francis din Assisi prezintă cel mai tranșant felul în care stau lucrurile. Nu uitați că el a fost unul dintre cei care a luat măsuri radicale. Era dintr-o familie prosperă și cuvintele astea arată cât de greu este să iei anumite măsuri în viața ta. Nu posedăm nimic. Suntem posedați de posesiunile noastre. Ce inversiune tulburătoare! Poate că siguranța zilei de mâine ne ține captivi în fața realității pe care refuzăm să o vedem. Că trăim cu ziua. Și e foarte greu, dacă îți este bine și dacă îți merge bine, să te gândești că ești un abur, că ești fragil și că acest cord într-o clipă se poate desface. Siguranța zilei de mâine, după care umblăm ca niște disperați, ne împiedică să vedem adevărul că trăim cu ziua. O întrebare la care revenim constant în seria aceasta: de unde știi că te afli sub vraja materialismului? Trei cuvinte: negare, alegere, invidie. Problema e mantra pe care ne-o spunem nouă înșine: încă puțin și va fi de ajuns. Tot ce fac
fac pentru copii, pentru cei care vin după mine. Însă poate testul cel mai critic este cel legat de alegere. În momentul în care te afli într-o situație de criză, în funcție de alegerea pe care o faci, se vede cel mai bine dacă te afli cu adevărat în sclavia acestui idol. Unul dintre cele mai șocante cazuri pe care le-am auzit a fost relatat de către un pastor. Privire la doi tineri care se căsătoriseră în biserica lui în urmă cu câțiva ani și care întruneau toate idealurile demne de a fi atinse. Întruchipau excelența pentru tinerii din biserică. Amândoi studiau medicina și aveau burse de merit considerabile. Conducând mașina de la evenimentul acesta, pastorul spunea că își imagina tot viitorul binecuvântat care îi așteaptă înainte. Dar la numai câteva luni de după căsătorie, frumosul vis s-a spulberat în cel mai brutal mod cu putință. Înainte de ivirea zorilor, într-o dimineață de iarnă, telefonul pastorului a sunat și o voce înnebunită de durere l-a rugat să vină. La capătul celălalt al firului, tânărul care promitea atât de multe, îngăima fără oprire cuvintele: "Cred că am omorât-o! Cred că am omorât-o!" Pastorul s-a îmbrăcat în grabă și a plecat cât a putut de repede spre locuința celor doi, unde a găsit-o pe tânăra femeie zăcând fără viață pe pat și pe soțul ei alături, plângând nemângâiat în hohote. Ce se întâmplase? Care a fost cauza acestei tragedii? După o perioadă de discuții, adevărul a ieșit la iveală. Cu câteva săptămâni în urmă, tânăra în cauză aflase că este însărcinată. Întrucât mai aveau ani buni de facultate înainte, niciunul dintre cei doi nu își doreau copii atât de devreme. Această neașteptată turnură a evenimentelor le dădea peste cap toate planurile, împingându-i spre căutarea disperată a unei soluții. Au luat în considerare toate variantele. În cele din urmă, buzele ei au rostit cuvintele pe care nu credea că le va rosti vreodată: "Toate acestea sunt îngrozitoare," a spus ea. "Nu există nicio altă cale decât avortul, dacă vrem să continuăm cariera." Amândoi erau cunoscuți în campus pentru convingerile lor cu privire la viața sacră a copilului nenăscut. Fiind foarte buni, performând ca studenți la școală, au avut ideea să o facă acasă. Din greșeală i-a dat un anestezic mai puternic, mai mult decât trebuia, și în cele din urmă, tragedia nu a ezitat să ajungă în viața acestei familii tinere. Credința și ascultarea de idolii ambiției, succesului și bunăstării lasă întotdeauna dâre de sânge pe podea. Poate că acum îl credem pe Domnul Iisus Hristos, care spune răspicat: "Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona." Cuvânt aramaic care se traduce prin bogăție, avere, personificare a zeului bogăției la sirieni. Pe de altă parte și invidia, care ne râcâie în fața posibilităților pe care le au alții, este un element demn de luat în seamă, că e o problemă de care nu ne putem deslipi, că nu ne găsim împăcarea și liniștea. Avem vreo șansă în fața acestui zeu atât de perfid, atât de actual? Câteva soluții contraintuitive. Prima este uimirea. Uitați-vă cuvintele Mântuitorului: "Cum cresc crinii de pe câmp." La ce ne uităm noi? Aminteam nu de mult cât de greu este în societatea asta tehnologică, care îți livrează toate materiale video și pozele, să-ți ridici ochii și să te uiți la frumusețea năucitoare a creației în care te-a plantat Dumnezeu. Cât de greu ne este nouă să privim, să descoperim uimirea în vremuri ca acestea. O a doua soluție este dărnicia. Dăruind din ceea ce ți-a dat Dumnezeu, te dezlipești. E un refuz, un mecanism de scăpare.
binecuvântând viața altora, ajutându-i pe alții. Sfatul lui John Wesley e atât de frumos, zice, câștigați tot ce puteți, economisiți tot ce puteți, dați tot ce puteți. Atât de frumos se leagă, nu-ți spune numai să dai, spune să câștigi, să economisești, să ai grijă de cei din familia ta, dar să dăruiești, să-ți exprimi generozitatea față de cei care trec prin nevoi, prin dificultăți. Generozitatea este binefăcătoare sufletului nostru. 3. Recunoștința. Logic, dacă le-aș spune, recunoștința vine după uimire, dar am pus dărnicia pentru a sublinia nevoia în fața materialismului de a ne deposeda de anumite lucruri pentru a fi o binecuvântare în viața altora. Când vine vorba de recunoștință, cred că e un mare blestem să ai mult, mai mult decât ți-ai dori, și să nu te poți bucura, să nu poți fi mulțumit de ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu. Mare tragedie în condiția umană. Apostolul Pavel era în închisoare la Roma, la anul 62, și scrie atât de frumos spre final, adresându-se celor din comunitatea din Filipii, capitolul 4. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins. Observați, nu se învață de pe o zi pe alta. Este un antrenament pe care îl faci. Așa cum te duci la sală, așa cum practici cu consecvență un anumit sport, trebuie să te dăruiești. Recunoștința e mult mai de preț decât bogăția, învață Hristos și Apostolul Pavel. 4. Armonia. Dar credința mântuitoare e curajul de a accepta acceptarea. Înseamnă că ceva profund ne modifică la nivel structural. Să te simți acceptat de Dumnezeu te ajută să te accepți pe tine. Și lucrul acesta te ajută cu adevărat să îi accepți pe cei din jurul tău. Această invitație de a trăi în armonie cu Dumnezeu, cu tine și cu cei din jurul tău. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, îți lipsește un lucru. Uneori avem impresia că Dumnezeu ne desface în bucăți în momentul în care îi pregătit să facă cea mai prețioasă lucrare în viața noastră. Întrebarea-i, acceptăm? Îi dăm voie? Suntem pregătiți pentru decizii curajoase, contraintuitive? Aceasta e armonia pe care o putem dobândi doar dacă ne bazăm mai mult pe ceea ce spune Hristos decât pe raționamentul sau judecata noastră. Cea mai mare prostie este să fugi exact în momentul care se poate dovedi salvator. Și a cincea soluție este îndumnezeirea. 2 Petru 1 cu 4, între cele mai frumoase versete din Noul Testament, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin pofte. Să vă faceți părtași firii dumnezești. Cuvintele unui tată înainte ca fiica să meargă de la țară la școală într-un oraș îmi răsună necontenit în urechi. Fiica mea, să nu-ți pierzi niciodată omenia. S-ar putea să vă surprindă, dar pentru mine testul inconfundabil al îndumnezeirii este măsura omeniei. Cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, mai plin de Dumnezeu, cu atât ești mai autentic în umanitatea ta, în relația cu cei din casa ta, cu colegii de la locul de muncă, de la școală, în relația cu semenii tăi. E acel plus de umanitate pe care îl demonstrează întruparea Fiului lui Dumnezeu și până la urmă viețuirea Lui pe pământul acesta. Viețuirea Lui a fost atât de provocatoare pentru că a demonstrat fără nicio îndoială ce înseamnă Dumnezeu într-un trup uman în carne și oase. Și orice om care pretinde că se aseamănă Fiului lui Dumnezeu ar trebui să fie o copie asemănătoare acestei imagini la care Hristos ne cheamă.
Poate că tot mesajul de astăzi poate fi adunat în acest gând. Antidotul materialismului nu este sărăcia, ci mulțumirea sau recunoștința. Nu contează până la urmă cât sau ce ai, ci felul în care te raportezi la ele. Posesor sau posedat. Adevărul e că ne putem căuta siguranța în ceea ce izbește privirile sau în omul ascuns al inimii, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. La final vreau să vă ofer câteva întrebări pentru cuget la care să reflectăm. Iată care sunt întrebările. Să fie siguranța zilei de mâine ceea ce mă împiedică? Să mă încred din toată inima în bunătatea lui Dumnezeu. 2. Mă pot odihni în cuvintele lui Iisus că nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu și că la El toate lucrurile sunt cu putință. 3. Care ar fi decizia curajoasă, contraintuitivă, care ar trebui asumată pentru tine sau pentru mine? Și 4. Este cu adevărat Hristos pe primul plan în gândurile și trăirile noastre? Îți vei găsi liniștea nu prin acaparare, ci prin predarea vieții Mântuitorului Iisus Hristos. Aș dori să propun o mică temă de casă pentru cei care doriți. Să ascultați sau să reauziți piesa lui Johnny Cash, Hurt. Este un cover după o piesă pe care a compus-o altcineva, însă felul în care o cântă el la sfârșitul vieții, cu o perioadă foarte scurtă înainte de a pleca din această lume, spune totul despre emoția și percepția pe care o are cu privire la viață. Cam aceasta e piesa pe care ar fi cântat-o Eclesiastul, dacă am putea pune într-o singură melodie mesajul zbuciumat al cărții. Singurul sentiment real e durerea, dezamăgirea profundă, că nu mai poate da ceasul înapoi, atinge cote alarmante. Emoția irosirii îți cotropește efectiv sufletul.